Reiau instrumentele cu variabilă de tensiune pentru un bec incandescență în care se folosește un transistor MOSFET. Un punct de redresare aici e ca o rezistență variabilă în funcție de comanda de primește aici. Deci partea de schema de aici e asta de aici, acea tensiune. Electrocuta. Facem o variantă de Arduino, Vizduino, se numește el. Și aici e becul și aici am treptele. Deci, articolul este care l-am găsit. Bine, e repetat prin mai multe părți. Aici, tablet, chiar. Aici are aceeași, după lector, bine, n-am găsit originalul, dar ideea este așa. Am folosit sketch-ul de la, din exemple, din analog, nu din basic, nu, din, oricum e fade-ul, ăsta fading, puțin adaptat, că am mai multe trepte, și acum am de la 0 la 250 în pași de 32. Deci, am lăsat un timp între pași pentru a nu... Deci am 2 secunde, să încar la 200 de milisecunde, să zic așa. Ca să vedem cum se... Te face lent acum. Bun, deci acum încărcăm. Dar pașii sunt mari, deci dacă schimb aici pași de 4, să zic așa, la creștere și la scădere, de 4, iar timpii facem mai aici, așa, încărcăm acum, să vezi că facem un joc, arată de ce. Acum, deci imediat o să încarce. Dacă mă uit pe serial, imediat, vezi, foarte repede lucrează. Dacă modific timpul aici la 200 de milisecunde și o să încarc, facă mult mai lent. Parcă, vedeți? Pașii sunt mult mai lenți. Pe la... Deci dacă fac mai lent, o să vadă că puțin e un... Deci lumina nu e stabilă, e un flicker, cum zic, e un clipocit așa. Bine, acum stau și mă uit un bec, dar oricum e mai precisă cea cu trecere prin 0. Coptul cu oricum de trecere prin trecere din 0. Iac. Am vrut să fac și pasta.